Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret a fost aprobată de guvern. Documentul include politicile statului pentru a asigura implicarea directă a tinerilor, lucrătorilor și organizațiilor de tineret în viața politică, economică, socială și culturală a țării. În parcursul ultimilor ani au apărut și noi forme, mijloace de manifestare și afirmare a tinerilor. După cum spuneam noi, actori, instituții și mecanisme de elaborare, coordonare, implementare și consultare a politicilor de tineret, centrele de tineret, s-au dezvoltat având misiunea de a asigura, informa, orienta, de a consilia educația și petrecerea timpului liber a tinerilor. Au fost create consilii locale ale tinerilor, care sunt o formă de reprezentare a tinerilor la nivel local. În acest mod se conturează necesitatea urgentă astăzi, având în vedere și faptul că consiliile locale, din păcate, în ultimii 4 ani sunt în scădere. Circa 150.000 de tineri au părăsit țara și în acest mod se conturează necesitatea urgentă de dezvoltare a instrumentelor, a mecanismelor instituționale care ar conduce la creșterea gradului de participare a tinerilor la viața comunității și stimularea activismului civic prin intermediul structurilor locale de tineret. Necesitatea elaborării acestui document a derivat din reformele inițiate de Strategia Națională a Tineretului pentru anii 2009-2013, aplicarea cărora a fost evaluată drept realizate sau parțial realizate.